Evangheliile ne relatează o serie de întâlniri ale lui Iisus cu diferiți oameni. Fiecare întâlnire ne este relatată cu scopul de a ne da o învățătură, de a ne mustra, de a ne îndrepta, de a ne da înțelepciune în umblarea noastră cu Dumnezeu. Astăzi ne vom apropia de întâlnirea lui Iisus cu Zacheu. O găsim relatată în Luca 19, de la 1 la 10. Era ziua de 20 februarie 1942. Portavionul Lexington rămăsese doar cu două avioane de vânătoare pe platformă. Escadronul era plecat în misiune. Radarul portavionului intercepționează o formație japoneză de bombardiere care se apropia de portavion. Singurele două avioane decolează pentru a le întâmpina. Situația era critică. Unuia dintre cele două avioane îi se blochează armamentul și nu mai poate lupta. Rămânea doar pilotul Edward O'Hare să se ocupe de bombardierele japoneze. Situația era lipsită de orice speranță. Muniția era insuficientă. Acoperea doar 34 de secunde de foc continuu. Însă pilotul O'Hare, cu multă îndemânare și curaj nebunesc, relatează istoria, pilotează printre bombardierele aflate în formație și trage cu foarte mare atenție. Ochește și trage doar atunci când știe că va nimeri ținta. Se învârte printre ele, înnebunește întreaga formațiune de bombardiere. Piloții japonezi sunt absolut derutați. Trei bombardiere sunt distruse, altele două sunt avariate grav. Unul reușește să scape, altul este doborât de escadronul american care se întorcea din misiune. Pilotul O'Hare, cu avionul ciuruit, se întoarce pe portavion. Pilotul Edward Henry O'Hare a primit medalia de onoare și aeroportul internațional din Chicago a primit numele lui. Asta se numește O'Hare International Airport. A mai fost odată un alt om. Numele lui era Easy Eddie. De fapt, porecla lui, Easy Eddie. Acesta era un faimos avocat din Chicago, care a reușit să-l țină multă vreme în libertate pe și mai faimosul mafiot, Al Capone. Easy Eddie era foarte bine plătit și foarte bine protejat. Easy Eddie, avocatul, avea un fiu pe care îl iubea foarte mult. A vrut să-și ajute fiul și să-i clădească o altfel de viață. I-a dat o educație foarte bună pentru că avea resursele financiare pentru așa ceva. Numai că a înțeles acest Easy Eddie că două lucruri nu-i va putea da niciodată fiului său. Un nume bun și un exemplu bun. Easy Eddie și-a dat seama că fiul său are nevoie de aceste două lucruri mai mult decât orice altceva. Astfel că alege să se predea autorităților și mărturisește adevărul cu privire la afacerile mafiotului Al Capone. Easy Eddie știa că își pune viața în pericol, mărturisind împotriva puternicului mafiot. Totuși, voia mai mult decât orice să fie un exemplu pentru fiul lui și să-i clădească un nume bun. Așa că a depus mărturia. În mai puțin de un an, Easy Eddie a fost ucis pe una din străzile puțin umblate ale orașului Chicago.
Deși aceste două povestiri par să nu aibă nicio legătură, totuși ele au una foarte directă. Fiul lui Easy Eddie a crescut fără tată și a devenit un om de onoare. Un om de onoare al cărui nume și exemplu lăsat în urmă a produs admirație. Fiul lui Easy Eddie a lăsat în urmă un nume bun și un exemplu bun. Numele fiului lui Easy Eddie este Edward Henry O'Hare. Lucruri mari se pot întâmpla când ne punem inima să ne întoarcem la Dumnezeu. O povestire oarecum asemănătoare este menționată în textul nostru de astăzi. Un singur evanghelist, Luca, o menționează. Și nu cred că dintr-un accident. Haideți să o citim, că este scurtă. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a stuit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Povestea întâlnirii Domnului Iisus cu superintendentul vămii are locul și rolul ei în vorbirea lui Dumnezeu pentru om. Ea punctează câteva adevăruri valoroase, esențiale cu privire la transformarea vieții. Povestirea are trei personaje ale căror cuvinte, acțiuni și reacțiuni împletesc o minunată veste bună. Zacheu, un om bogat, mai marele vameșilor. Știm cu toții, vameșii erau urâți de popor și erau priviți nu doar ca niște înșelători, ci și ca niște trădători ai națiunii. Ironic este și înțelesul numelui lui Zacheu. Zacheu înseamnă pur sau neprihănit, curat. Imaginați-vă acum contrastul. Când doreai să spui ceva despre el, ziceai: cel neprihănit fură. Sau cel pur profită de pe noi. Sau trădătorul neprihănit, Zacheu, trădătorul. Oare ce-o fi fost în mintea lui când știa foarte bine ce însemna numele lui? Numele dat de părinții lui denota un tânjel al acestora cu privire la fiul lor. Îi urau copilul lui prin numele dat, că și-l doreau pur sau neprihănit. Iar el ajunsese ce ajunsese. Oare nu exista un tânjet în inima lui, o frământare apăsătoare? Eu cred că da, și tocmai de aceea voia să-l vadă pe Iisus. Și atunci, de ce ni se dau toate aceste detalii? Pentru a ne transmite un prim mare adevăr din țesătura conceptului de mântuire. Domnul Iisus primește pe oricine își deschide inima față de El. Domnul Iisus nu exclude, nu respinge pe niciun om care îl caută. Oricât de jos ai ajuns în comportamentul tău, oricât de disprețuit ești de cei de lângă tine, asemenea lui Zacheu, nu ești prea rău pentru a ți se refuza iertarea lui Dumnezeu.
Oricine, indiferent de statutul social, de prosperitatea materială de care se bucură, de păcătoșenia în care s-a cufundat, are o ușă deschisă pentru mântuirea ce oferă Dumnezeu. Oricine este unul din cuvintele preferate ale Domnului Iisus. Le folosește de atâtea ori. Ascultați-l, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi-este frate, soră și mamă, ne spune în Marcu, capitolul 3. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată, ni se spune în Ioan, capitolul 11. Cerul duce politica lui oricine. Evanghelia promovează doctrina lui oricine. Și tu ești inclus, ești cuprins în oricine. Nici tu nu faci excepție din oricine. Oricine, dar nu oricum. Oricine, nu oricum, dar cum? Răspunsul ni se dă în povestire. Haideți să vedem. Oricine, dar nu oricum, ci oricine caută pe Iisus. Textul ne spune, Zacheu căuta să vadă care este Iisus. Zacheu voia să-L vadă pe Iisus. Știa câte ceva despre El, nu știm câte informații avea, dar voia mai mult. Voia să-L vadă. Voia o cunoaștere personală, nemijlocită, nu din auzite. Aplicația pentru noi? Descoperi în tine o căutare de felul acesta al lui Iisus? Ai în tine o anumită informație despre El, dar vrei mai mult? Ai vrea să-L întâlnești personal? Domnul Iisus se lasă descoperit de cei ce îl caută din toată inima. Căutați-mă și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Oricine, dar nu oricum. În primul rând, oricine îl caută pe Iisus. Apoi, oricine perseverează în căutarea Lui. Foarte important. Ascultați textul. Dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte, s-a suit într-un dud ca să-L vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Zacheu era scund. Pe cine interesează acest lucru? Înălțimea omului nu are nici o importanță în procesul mântuirii. Totuși, detaliul acesta are rolul său. Subliniază câteva lecții de viață. Statura lui Zacheu era un dezavantaj în acel moment. O piedică în a-L vedea pe Iisus. Cu toate acestea, el nu se dă bătut. Este hotărât să-L vadă. Și tocmai statura sa, acest impediment scoate la iveală perseverența lui, hotărârea din inima lui. Perseverența îl conduce la găsirea unei soluții. Perseverența înseamnă ducerea lucrurilor până la capăt, în ciuda tuturor obstacolelor. Scundimea lui este compensată de inventivitate și agilitate. Dacă ar fi fost ca ceilalți, dacă nu ar fi fost obstacolul fizic la mijloc, foarte posibil că s-ar fi amestecat cu ceilalți prin mulțime și nu ar fi fost remarcat. Vedeți cum un obstacol, un impediment, poate stârni ceva valoros, poate da naștere la roade deosebite. Lecția de viață? Orice minus poate aduce cu sine un plus. De exemplu, omului căruia îi lipsește simțul vederii, are mult mai dezvoltate simțul tactil și olfactiv. Astfel, un minus este compensat de un plus. Astfel, un minus poartă cu sine un plus, dacă nu te lași copleșit de minus. Lecția de viață ar putea fi următoarea. Chiar și imperfecțiunile noastre pot deveni utile reversării harului lui Dumnezeu peste noi. Te gândești că ai anumite imperfecțiuni care te trag înapoi de la cunoașterea lui Dumnezeu? Nu te lăsa învins de ele. Compensează-le cu punctele tale tari.
Nu lăsa nimic să te oprească din întâlnirea ta cu El sau cunoașterea ta de El. Altfel pus, câteva întrebări aplicative. Care este dudul tău sau sicomorul tău? În ce trebuie să te urci ca să-L vezi pe Iisus? Poate fi un grup? Poate fi implicarea în lucrare? Poate fi discuția cu un om al lui Dumnezeu? Poate fi pur și simplu citirea Sfintei Scripturi? Care este dudul tău în care să te cațeri ca să-L vezi pe Iisus? Oricine, dar nu oricum. Oricine caută pe Iisus, apoi oricine perseverează în căutarea Lui și apoi oricine răspunde chemării Lui. Între a intenționa și a face este o distanță infinită. Zacheu, spune textul nostru, s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Îndată sau în grabă, amânarea este o cursă. Cuvântul mâine este un cuvânt foarte periculos în ce privește mântuirea, decizia de a-L primi pe Iisus Hristos. Dacă Zacheu nu s-ar fi dat jos în grabă, n-ar mai fi avut șansa întâlnirii personale cu Iisus, pentru că acesta era pe ultimul drum la Ierusalim, unde urma să moară. Poate că acest în grabă are ceva de comunicat unora dintre voi. Poate că este ultima posibilă întâlnire a voastră cu Iisus. S-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie, nu cu mândrie, nu cu superioritate, nu cu îndoială, ci cu fapte vrednice de credința afișată. Și anume, care sunt acele fapte? Ascultați-le. Intră, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Imediat vedem un adevăr pentru viață. Credința autentică transformă gândirea și comportamentul omului. Nu-i de mirare că Iisus declară mântuirea lui Zacheu după exprimarea credinței acestuia în fapte. În Exod 22, de la 1 la 15, se stipulează condițiile restituirii în cazul furturilor. Se dădeau 5 boi sau 4 oi în cazul furtului uneia și tăierii sau vinderii. Și se dădea înapoi dublu dacă animalele erau găsite în viață în mâinile hoțului. Și acum, uitați-vă la reacția lui Zacheu. Reacția lui este copleșitoare. El nu se târguiește, nu este lipit de bogăția lui, spre deosebire de tânărul bogat. Restituie maximum împătrit, pe lângă faptul că se desprinde de jumătate din averea lui. Asta da transformare. Când ești în concordanță cu Dumnezeu, ești în concordanță și cu cerințele lui față de aproape. Cum răspunzi tu generozității Domnului Iisus de a te fi scăpat de vinovăția păcatelor? Câți dintre noi am fi gata să reparăm relele făcute în aceeași proporție? Relele făcute altora, aproapelui nostru, în aceeași proporție. Câți? Te descoperi pe tine târguindu-te cu Dumnezeu? Întâlnirea dintre Iisus și Zacheu poartă aceste întrebări profunde pentru viața noastră. Credința autentică întotdeauna se vede în fapte, adică este verificabilă prin conduita noastră. Atâta vreme cât credința noastră nu se manifestă în fapte, este o credință condamnabilă, nefolositoare. Dacă mântuirea lui Dumnezeu s-a cuibărit înăuntru, atunci va și zbura în afară. Se va vedea. L-am văzut pe Zacheu. Haideți să ne uităm la Domnul Iisus. Ce face Domnul Iisus? Ce învățăm din raportarea lui la Zacheu?
Domnul Iisus cheamă. Zacheie, dă-te jos de grabă. Domnul Iisus nu așteaptă un semn de la Zacheu. Îl cunoștea deja, îi vedea inima, îi se adresează pe nume. N-ar fi prima dată când Iisus își arată precunoștința. Ne aducem aminte de femeia de la fântână, de Natanael. Oamenii erau uimiți de faptul că Iisus îi cunoștea înainte ca ei să-L fi cunoscut. Iisus cheamă. Cum rezonează aceasta cu noi? Domnul Iisus te cunoaște pe nume. Doamne, spune psalmistul, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunz gândul. Zacheie, dă-te jos de grabă, de grabă. Culmea. Și Domnul Iisus subliniază urgența răspunsului la chemarea Lui. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima. De grabă, întoarce-te la El. Ce face Iisus? Întâi cheamă. L-a chemat pe Zacheu, te cheamă pe tine. De grabă să-i răspunzi. Ce mai face Iisus? Se oferă pe sine. Ascultați textul. Căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Imperativul acesta este sugestiv. Iisus folosește același imperativ și în ce te privește. El trebuie să rămână în casa ta ca să fii mântuit. Ce mai face Domnul Iisus? Pe lângă faptul că cheamă, pe lângă faptul că se oferă pe sine, El oferă și mântuirea. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și El este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ce schimbare dramatică de direcție! Dar tocmai acest fel de schimbare și-l propune Evanghelia și-l propune Domnul Iisus pentru om. Zacheu are parte de 7 surprize. Care sunt acestea? Iisus l-a chemat. Iisus i-a vorbit. Iisus îl cunoștea, deși nu-l întâlnise niciodată. Iisus i s-a adresat personal. Iisus l-a acceptat așa cum era. Iisus s-a împrietenit cu el, a intrat în casa lui și Iisus l-a preferat celorlalți curioși. Înțelegeți experiența prin care a trecut Zacheu? Aceste 7 surprize i-au schimbat viața. Realmente, Zacheu a început ca vameș. M-am întrebat, oare cum a fi sfârșit-o el? Scriptura nu ne spune. Care a fi fost traseul spiritual al lui Zacheu? Ce s-o fi întâmplat cu el după ce s-a întâlnit cu Iisus? După ce și-a împărțit jumate din avere și a dat împătrit înapoi tuturor celor nedreptățiți? Ce s-o fi întâmplat cu Zacheu după aceea? Ei bine, potrivit spuselor lui Clement din Alexandria, în lucrarea lui numită Stromata, Zacheu a fost supranumit, ascultați, Matia. Și după cum știm, acest Matia a ieșit la sorți ca să ocupe locul lui Iuda între cei 12 apostoli. Aceasta este afirmația lui Clement din Alexandria. Mai târziu, Constituțiile Apostolice, acestea sunt 8 tratate despre disciplina, închinarea și doctrina bisericii, un fel de manual pentru cler. Aceste Constituții Apostolice îl identifică pe Zacheu, vameșul, ca fiind episcop al Cezareei. Wow! Zacheu a început ca vameș și a sfârșit ca și episcop, adică priveghetor de suflete. Un nume rău transformat într-un nume și un exemplu bun prin căință și credință autentică. Acesta este traseul pe care Iisus îl dorește și pentru tine. Să iau un nume și un exemplu rău,
și să-l transforme într-un nume și exemplu bun. Să te ia de la stadiul de vameș, să te ducă la stadiul de priveghetor de suflete, de episcop. În mod evident, povestirea aceasta are o puternică valență de chemare la mântuire pentru oamenii secolelor ce vor urma. Este una dintre cele mai optimiste povestiri ale Evangheliei. De ce l-a ales Dumnezeu pe Zacheu? Domnul Iisus l-a numit fiul lui Avram, adică în atenția lui Dumnezeu, iubit, valoros, copilul lui. Uneori uităm cine suntem. Uităm că noi suntem fiii împăratului, făcuți fiecare după un model unic, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și uităm că chemarea lui Hristos este o chemare la întoarcere la statutul nostru de drept. Statutul nostru de drept să devină statutul nostru de fapt. Întâlnirea lui Iisus cu Zacheu este o chemare pentru oricine îl caută pe Iisus cu perseverență și răspunde invitației lui prin căință și credință autentică. Oare mă mai poate ierta Dumnezeu după câte am făcut? S-ar putea să te întrebi. Da, poate. Te apasă cumva trecutul? Vestea bună este că poți fi eliberat. Complet. E adevărat. Nimeni nu se poate întoarce înapoi ca să o ia de la capăt. Dar oricine poate începe acum ca să aibă parte de un alt sfârșit. Ești pregătit pentru un nou început ca să ai parte de un alt fel de sfârșit? S-ar putea să fie întrebarea întâlnirii de astăzi pentru tine. Decizia este în mâinile tale. Nu există niciun fel de scuze obiective. Un tânăr a venit odată la un înțelept ca să-l pună la încercare, ca să-l facă de râs în fața publicului. Așa că aduce o vrabie ascunsă în mâini și îl întreabă pe înțelept: Domnule, ia să vedem dacă știi dacă pasărea din mâna mea este vie sau moarte. Tânărul se gândea în felul următor: dacă zice că e moartă, îmi deschid mâinile și pasărea zboară liberă. Dacă îmi spune că e vie, discret îi frâng gâtul în mâinile mele și o arăt moarte în palmele mele. La care bătrânul înțelept se uită la el și spune: tinere, este cum vrei tu să fie. La fel este și cu noi. Viața pe care o trăim este exact aceea pe care ne-o facem. Nu are rost să ne amăgim că eu nu pot crede, că nu există dovezi suficiente, că credința nu are sens, că este sinucidere intelectuală. De fapt, nu vrem să credem. De fapt, viața ne arată așa cum ne-o facem. Dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Vestea bună este că deși începi ca și vameș, poți sfârși ca și episcop. Întâlnirea lui Iisus cu Zacheu este și pentru aceia care stau pe mijlocul drumului, indeciși încotro să o ia. Atenție! A sta pe mijlocul drumului este foarte periculos. Riști să fii lovit de traficul din ambele sensuri. Înțelegeți ce spun? Dar această întâlnire a lui Iisus cu Zacheu nu este doar pentru cei nemântuiți încă. Nu este doar pentru cei care stau pe mijlocul drumului indecis. Întâlnirea lui Iisus cu Zacheu este și pentru aceia dintre noi care l-am primit pe Domnul Iisus și umblăm cu El. Am lăsat pe din afară
intenționat un mic detaliu al povestirii. De fapt, al treilea personaj menționat acolo. Mulțimea. Deși întâlnirea este una scurtă, Domnul Iisus nu lasă nemenționată reacția mulțimii. Nu vi se pare curios că aceeași mențiune o regăsim și în pilda fiului risipitor? Ca și cum în țesătura mântuirii celor pierduți, mereu se insinuează această reacție de judecată. Și Domnul Iisus vrea să o extirpe. Personajul colectiv, cu reacția lui, este pentru noi toți o atenționare. Să nu cumva să dăm voie mândriei spirituale să ne copleșească. Să nu cumva să îi privim cu superioritate pe cei care nu au ajuns încă la nivelul nostru. Să nu uităm că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cei ce sunt pierduți. Mulțimea nu putea vedea dincolo de viața păcătoasă a vameșului. Nu putea vedea în inima lui frământată și căutătoare de Dumnezeu. Mulțimea îl disprețuiește pe păcătos și îl judecă pe Iisus, care vrea să-l salveze. Reacția noastră, cea mai obișnuită, este să întoarcem capul cu dispreț față de cei ce trăiesc o viață murdară, fără a ne mai obosi de a vedea ce se află în inima lor. Cred că această întâlnire are ceva să ne spună și nouă. Cum îl privesc? Cum îi privești pe cei căzuți? Întorci capul cu dispreț sau întinzi o mână cu căldură? Și-ar mai fi încă un lucru pentru cei ce l-au primit pe Domnul Iisus în casa lor. Țineți minte, a-L fi găsit pe Dumnezeu nu este sfârșitul căutărilor tale, ci doar începutul. Așa că caută-L.